Instituția prefectului Mehedinți și-a făcut o obișnuință din a ține ședințe de dialog de toate felurile, de la cel social și până la cel civic. Unul dintre comitetele care țin ședințe, unde dialogul se face doar de dragul dialogului, este Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru Persoanele Vârstnice. O denumire destul de pretențioasă prin comparație cu ceea ce oferă în realitate o astfel de ședință. Bună oară, astăzi, ședința cu pricina a conferit mai multor reprezentanți ai persoanelor vârstnice să ia la cunoștință cât este județul de pregătit în ceea ce privește amenajarea spațiilor de cazare pentru persoanele fără adăpost, dar și a căminelor pentru bătrâni. O informare privind organizarea spațiilor de cazare de către Primăria Drobeta Turnu Severin pentru persoanele fără adăpost și pentru persoanele surprinse în trafic în cazul căderilor de zăpadă și viscol. O informare privind serviciile de asistență socială oferite de căminele pentru bătrâni din județul Mehedin. În ajutorul acestor sau în sprijinul acestora venim cu hrană din partea cantinei de ajutor social a primăriei municipiului, constând într-o masă caldă la prânz și hrană rece pentru mic dejun și cină. De asemenea, pentru persoanele surprinse în trafic, de căderi masive de zăpadă, de fenomene meteorologice din acestea extreme, la centrul operativ de pe Serpentina Roșiori avem încă 12 locuri de cazare. Așa că bătrânii au cerut explicații chiar și cu privire la cearșafurile din spațiile de cazare și la meniul de care oamenii străzii au parte acolo, iar autoritățile s-au conformat și le-au răspuns. Salam, crembuști, costița afumată, pateu, fasole cu cârnați, tot felul de conserve, zacuscă, adică e un meniu pe care dumnealor îl fac și pentru ceilalți oameni care beneficiază de ajutorul social. Deci nu se face nicio diferență în cel care între cei care primesc hrană de la cantina de ajutor social și hrana pe care este aceeași hrană. Masa caldă într-o... De exemplu, ieri au avut orez cu ficăței. Vă dau la masa de prânz. Pentru cină au avut zacuscă, pentru micul dejun de azi de dimineață au avut parizer. Adică sunt... Mulțumiți că au aflat ce mănâncă oamenii străzii la adăpost, fericiți că totul este în regulă și că autoritățile au comisii de dialog doar de dragul dialogului, la scurt timp participanții au pus punct ședinței și au plecat la casele lor.